Starea de continuă incertitudine de la meciul Târgoviște și valoarea uriașă a debitelor acumulate de către societate au adus iarăși patronatul, sindicatele și autoritățile la masa dialogului social. Problema cea mai mare este reprezentată în acest moment de dările acumulate de combinat către stat de când la conducere au sosit noi acționari. În total, valoarea debitelor acumulate către diversi creditori depășește suma de 140 de milioane de lei. Între cei care trebuie să-și recupereze debitele se află și ANAF. ANAF nu își propune ca 10 curse SA să intre în faliment. ANAF vrea ca 10 curse SA să-și plătească datoriile, creanța, către bugetul de stat. Acesta este interesul ANAF. Despre cei care decid acum destinele combinatului de oțeluri speciale Târgoviște se cunosc puține lucruri. Sindicaliștii reclamă încă o dată faptul că printre aceștia se află o societate care se ocupă cu valorificarea fierului vechi. Silneful nu este o societate de fier vechi, Atâta cât cunosc și din ce e la Camera de Comerț în obiectul activitate. Nu, dar mă întreb așa, o societate care se ocupă cu comercializarea fierului vechi, ce relansare, ce ar putea să facă într-o societate de tipul... Pe cuvântul meu, domnule, eu am crezut că din 89 încoace, din greșeală în greșeală, când am zis că facem, privatizăm oricum și oriunde, că decât să piardă statul, mai bine să câștige cât de cât ceva, observăm că din an în an n-am făcut decât să pierdem tot mai mult și ar fi fost poate mult mai bine dacă întârziam privatizări late încă 10 ani de zile, nu ne aruncam cu capul înainte și făceam lucruri care să funcționeze, să meargă. Le-am dat oricui și am ajuns cu metalurgia dintr-o țară cu o metalurgie înfloritoare, să-i zicem așa, într-o țară cu o metalurgie care a ajuns pe mâna lui Silnev, care vă spun eu, toacă fier vechi și îl duce în Austria. Cam asta face Silnev. De cealaltă parte, patronatul de la Cost Târgoviște cere aprobarea unui plan de reorganizare și totodată amânarea dărilor către stat. În caz contrar, societatea va intra în faliment, iar cei 1400 de salariați existenți vor ajunge pe drumuri. Nu se aprobă planul de organizare, de reorganizare, se declară falimentul. Soluția care va duce pe lângă cei 48 de milioane care nu încasați și la alte sute de milioane care nu vor fi încasate. E mai avantajos? În susținerea celor expuse de actualul director de la Cost Târgoviște vine și partea sindicală, care apără interesele angajaților aflați în pericolul de a rămâne fără locuri de muncă. Trebuie să înțelegem că la acest moment 1.350 de salariați ai combinatului de oțeluri speciale care ar rămâne fără un loc de muncă ar afecta foarte grav atât Târgoviștea cât și tot județul. Mai sunt, pe lângă acești 1300 și de salariați, mai sunt și familiile dumnealor care au rămâne fără o sursă de venit, fără o sursă de a trăi. Și mai avem câteva mii de salariați care depind de combinatul de oțeluri speciale. De cealaltă parte, autoritățile județului reclamă valoarea mare a datoriilor. De ce s-a ajuns în această situație ca toată suma asta să fie numai către un creditor? Pentru că poate, la o explicație mai amănunțită, să pare ceva previzibil așa lăsat, să acumuleze unul singur creanța să vină cu o temă de asta. Deci eu aș vrea să răspunde cineva din cadrul combinatului pentru acumularea acestei sume imense la un singur creditor. Ideea este în felul următor. Oamenii ăștia pot să doarmă liniștiți că peste 3 ani, cât e perioada asta de grație, după 3 ani, nu începem să tăiem combinatul de oțeluri cum am tăiat și uzina și să o vindem la bucată? Și asta e ideea. În susținerea acestei idei vin însă documentele depuse la fisc, unde apare clar precizat faptul că, în momentul de față, Cost Târgoviște poate să vândă active. Administratorul spune că pentru plata curentelor se vor vinde active. Dar și avem documente. Revenim la... Deci pentru plata curentelor se vor vinde active. Ce înțelegeți cu acestea? Aceste active, care nu concură la producția combinatului, normal că unele dintre ele vor fi valorificate, poate unele casate. Dar asta nu înseamnă că activitatea combinatului este modificată în vreun fel. După ce a audiat părțile implicate, ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Marian Pop, a venit cu o propunere pentru eventualitatea în care cei 1400 de angajați ai COS ar putea rămâne fără locuri de muncă. Astăzi, din punctul meu de vedere, trebuie să mergeți pe două planuri. Unu, să vedeți ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, intrați în faliment și care sunt soluțiile care, la nivel local, le puteți identifica
prin accesarea de fonduri europene alături de AJOFM, de actualii proprietari, de inspectoratul școlar, de Consiliul Județean, sunt linii europene prin care trebuie să vedem cum creăm alternativa. Nu avem alternativă pentru cei 1400 de angajați. Da, aducem proiecte europene, ce-i fac? Frizeri, bucătari, ospătari și unde îi angajez după aceea? Pentru că ei n-au loc de muncă. Păi îi recalificăm pe orice, nu pe aducerea de fonduri de asta. Sindicaliștii au ridicat și problema salariaților disponibilizați de Mecel Târgoviște în anul 2013 și care nu și-au primit nici până astăzi salariile compensatorii, problema aceasta așteptând soluționarea în instanță. În situație disperată sunt și salariații de la UP Târgoviște. Asupra acestui subiect vom reveni.